Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Dofteana a fost amplasat bustul lui Mihai Eminescu în curtea școlii Scarla Longhin. 34 de cupluri au fost premiate cu diploma model de viață la Comănești. Guravăi, primarul Silviu Tinei a dedicat vara aceasta copiilor din localitate. În viziunea primarului comunei Guravăi, Silviu Tinei, copiii sunt extrem de importanți pentru că ei sunt generația de adulți de mâine. Cam ce a reușit să facă vara aceasta pentru aceștia și câți bani a cheltuit, aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Guravăi, Silviu Tinei. Pentru festivalul absolvenților, comuna Guravăi a cheltuit suma de 50.000 de lei. Am înțeles. Și inclusiv cu off-road-ul, nu? Nu. Cupa de off-road a fost separată, a presupus cu totul alte asocieri. Am înțeles. O să vorbim și despre acest eveniment. Cum au reacționat la finalul evenimentului, a Festivalului Absolvenților? Toată lumea a fost fericită, supărată că s-a încheiat la ora 12 în noaptea, pentru că așa spune legea, deși am depășit cu o oră legea, dar am cerut permisiunea instituțiilor statului, care au fost super înțelegătoare și le mulțumesc pe această cale. Da, lumea mi-a spus că ar vrea să fie mai des, dar banii nu sunt atât de des. Am înțeles. Bun, vorbim și despre Cupa Off-Road, pentru că ați avut așa, ați fost un temerar și ați răspuns unei provocări adresată de o serie de inimoși curițeni. Da. Atenție, e mândria de a fi curițean, nu e neapărat cășunean. Ei, eu față de celebra locație Curița Sticlăriei, având în vedere pasiunea pe care o dezvolt, am așa o afinitate, Măgura, Cașin, Curița Sticlărie, pasiunea mea pentru tot ce înseamnă Primul Război Mondial, m-a adus în preajma lui Marius Dima, printr-un tânăr din Guravăi, care e și el pasionat de sportul ăsta extrem, și a venit la mine și mi-a spus: domn primar, aș vrea să fac și eu o cupă la Guravăi. Eu știam despre off-road, cum să cuplez 4x4 la duster din buton și să dezactivez SP-ul. Nu sunt un cunoscător al sportului. Nu le putem ști pe toate. Haideți să nu... Atunci l-am contactat pe Marius Dima, care are o asociație autorizată și afiliată Federației Române de Automobilism Sportiv, care a organizat chestia asta deja de 4 ori în localitatea Cașin, și l-am întrebat ce ar presupune, ce costuri trebuie să avansăm, și l-am asigurat de tot sprijinul meu. Ce a ieșit, a ieșit ceva... Se și vede. Ce a ieșit, a ieșit ceva foarte frumos, extrem de plăcut pentru publicul din Guravăi. Și vă asigur că anul viitor guravăienii și noi numai vor avea un spectacol de 2 ori mai grandios, pentru că anul ăsta eu am fost spectator, am văzut ce presupune, dar anul viitor sunt direct implicat în organizare. Da, va fi o chestiune extrem de interesantă și a fost o provocare. Cum au reacționat locuitorii comunei? Locuitorii comunei au fost extrem de încântați, de la mic la mare, văzând sutele de cai putere care își demonstrau acolo și etalau puterea. M-au felicitat. Asta e asta de probă de trial, nu? Da, e în probă de trial. Așa, din ce văd eu aici. O chestiune extrem de importantă până la urmă, pentru că au venit, zic eu importantă, că au venit oameni din afara țării, nu din afara țării, din toată România, din afara județului Bacău, vreau să zic, că și din Bacău au venit, clar, și au aflat de comuna Guravăi. Da, ăsta a fost scopul principal al evenimentului, să duc din nou pe mass media națională și locală numele comunei Guravăi. Așa mai aud și investitori, mai aud și diverse persoane care vor să dezvolte o afacere. Mă gândesc, aud că la Guravăi este un primar deschis tuturor oportunităților, se aude din ce în ce mai des de Guravăi și aștept momentul în care un investitor serios îmi va propune o dezvoltare de afacere care să fie în folosul comunei Guravăi. Văd că vă plac provocările. Le îmbrățișați așa și zice, doamne, hai să vedem ce o să iasă. Da. Nu sunt reticent la nou, să știți. Nu mă sperie nou. Din potrivă. Atâta vreme cât se încadrează în niște limite ale mele sociale, conservatoare și
pe profilul pe care sunt eu crescut și educat, oricând organizez orice cu specialiștii în spate, pentru că nu îmi place să mă dau rotund acolo unde nu sunt, să fie de bun augur și din care să câștige Comuna Gurabăi. Se apropie, să zicem, începutul de an școlar și probabil că activitățile nu vor mai fi atât de intense. Cum gândiți toamna aceasta pentru copii? Sunt sigură că aveți un plan, o strategie la cum sunteți organizat și bine structurat. Deja avem în derulare o licitație publică care se va încheia pe 23. De când am intrat primar, am promis-o și în campanie și m-am ținut de cuvânt până în prezent, toți copiii de pe raza comunii vor mânca același sandwich și același fruct la școală, fără discriminare. Fiecare, bogat, sărac, mai puțin... Mai înalt, mai scund, înalt, mai scund, gras, vor mai mânca slab. Același sandwich. Suntem prinși în programul Masă Caldă în Școli, finanțat de Guvernul României. Anul acesta salut inițiativa celor din guvern. Se vede că au participat și reprezentanții partidului în care fac parte. Nu au mai mers strict pe prețul cel mai mic oferit la licitații, ci pe un algoritm de calitate, preț, lucru pentru care e felicit. Au majorat plafonul, e vorba de 15 lei cu TVA inclus și sunt convins că anul acesta vom livra o masă și mai gustoasă copiilor la școală. Poate fi această masă pe care o mănâncă la școală pentru unii chiar un prânz consistent? Pentru unii dintre ei vă spun că e chiar unica. Știu, sigur, intervenim cu acest ONG pe care îl avem în comună și ei au preluat un număr de 20 de copii aflați în situații extreme, mănâncă o masă caldă la ei acolo, îi educă, fac activități școlare, rezolvă problemele de la școală. Școala Scarla Longhin a fost complet renovată, reabilitată cu banii europeni, iar acum arată ca o adevărată bijuterie. Pentru că s-au finalizat ultimele retușuri, în ultima zi a lunii august a fost adus, dar și montat, bustul lui Mihai Eminescu, realizat de artistul plastic Adrian Tăbăcaru. Ce impresie a făcut Comuna Dofteana, Școala Scarla Longhin, dar și primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor, aflăm în minutele următoare. Dar cum a venit sau cum a fost întâlnirea cu primarul Comunei Dofteana, domnul Ioan Bujor? A fost super, excelent. Dânsul este un om de acțiune și a zis gata, asta este, punct și gata, ne întâlnim atunci când veniți cu lucrarea. Am înțeles. Lui e un om hotărât, așa? Da, se vede și după cum arată primăria și cum arată și școala. Cum vi se pare Comuna Dofteana? Comună mare. Comună mare și bine întreținută, bine gospodărită. E un primar care își face treaba, e la omul potrivit, la locul potrivit. Clar, și doamna, eu mai mult cu doamna viceprimar am ținut legătura și cu bustul, cu starea, cu evoluția, starea din săptămână în săptămână și da. Felicitări, a ieșit nemaipomenit. Să rămâne, mulțumesc frumos. Bineînțeles că, așa, modest cum sunt, cam ca toate lucrările mele. Unde ați mai realizat lucrări? Penultima a fost la Târgu Ocna. Uh-huh. Da? Și am mai am acum... Brâncoveanu. Mai am acum o lucrare, un Mihail Cogălnicianu. Unde? Pentru școala de la Comuna Mihail Cogălnicianu din Galați. Deci merge treaba. Să sperăm. Da. Văd că anul ăsta am avut anul busturilor. Am fost așa, pe anumite ciclicități. Întâi anul lucrărilor în metal sudat. Am lucrat masiv, am luat și premii și mai multe, și naționale și internaționale, și premiul pentru sculptură a municipiului Galați. Alt an, după ce m-am săturat de sculptură, mi-am făcut expoziții personale de pictură la 50 de ani, după 7 expoziții personale de sculptură, am pus... Ați exersat așa. Deci ziua mi-am făcut-o în sala de expoziții la 50 de ani cu tablouri în jurul meu. Cam așa merg eu. Trag un an de zile în forță, dar se împlinește ceva. De asta zic, anul ăsta a fost anul busturilor. 3 busturi. Cine știe, și încă anul nu e terminat. Încă nu. Încă nu. Bine. Oricum, anul de-abia începe de luni cu cei mici și o să fie bine. Mulțumim frumos. Pentru puțin, să rămâne. Numele și funcția. Adrian Vădeanu, sculptor. Profesor și sculptor.
Pentru cei care nu știu, Adrian Vădeanu este cunoscut mai ales pentru lucrările sale de sculptură din metal sudat. A lucrat în lemn, marmură, piatră și lut. Artistul este absolvent al Facultății de Arte de la Universitatea Icuza din Iași, a avut nenumărate expoziții personale sau de grup în țară și este nelipsit din saloanele filialei Uniunii Artiștilor Plastici din România. Cam câți bani a primit de la Uniunea Europeană pentru școală, dar și cu câți bani a contribuit administrația publică locală, aflăm detalii de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. Domnule primar, mai sunt câteva zile, începe curtea școlii este amenajată, școala este pregătită, își așteaptă elevii. Sigur, pe data de 5, la orele 10:30, deci luni, la ora 10:30 va fi deschiderea anului școlar, dar am dat o denumire așa, deschiderea porților tuturor școlilor din Dofteana și aici va fi invitate mai multe oficialități prin care vom tăia pamblica, vom sfinți școala Scalar Login de aici din Dofteana și vreau să vă spun că visul nostru s-a transformat în realitate. Deci am amenajat curtea, după cum vedeți dumneavoastră, în interior să mai fac ultimele finisaje, ultimele retușuri și cu mare drag așteptăm cei aproape 600 de copii care vin și vor intra în această școală nouă. Amenajarea curții, după cum vedeți dumneavoastră, este la final, atât în față cât și în spate. Toți dintre noi suntem permanent zi și noapte aici, până în tunică, să putem să deschidem porțile tuturor în data de luni, să vină și să vadă munca noastră de câțiva ani de zile. Spuneam noi într-un material că școala arată ca o bijuterie, de fapt, și curtea arată ca o bijuterie. Da, doamnă, dar nu puteam ca să facem numai școala și să nu facem și curtea. Faptul că atâta timp cât este o școală nouă, exact cum te-ai muta într-o casă nouă și la acel moment trebuie să ai tot ceea ce trebuie. Mai ales faptul că așteptăm și copiii să vină și de la alte școli sau de unde vine aici la noi și mai ales faptul că așteptăm și oficialități, să arătăm și noi ceea ce am făcut și banii publici unde au ajuns. Trebuie să precizăm pentru cei care nu știu, deși cred că toată lumea știe, amenajarea curții s-a făcut cu bani de la bugetul local. Și nu numai. Deci amenajarea curții s-a făcut cu sumele de bani de la bugetul local, tot ceea ce vedeți dumneavoastră aici, inclusiv aleile pietonale, foișorul pe care îl vedeți în partea aialaltă, gazonul pe care îl vedeți aici, înfrumusețarea florară pe care o vedeți, gardurile care sunt aici și mai avem... Soclu, gustul. Sigur. Iar avem securizarea, mai bine zis, a tuturor intrărilor în școală, va fi amenajate prin faptul că vom aduce un sistem electronic de așa natură, cu cartelă va intra înăuntru numai cadrele didactice, iar copiii vor fi supravegheați de pază la intrare și la ieșire, întrucât Consiliul de Administrație al școlii, nu, al Inspectoratului de Învățământ a aprobat un post de paznic și urmează procedurile legale în temeiul legii să angajeze un paznic și atunci nu mai intră chiar oricine în școală sau în curtea școlii. În cursul zilei de ieri am chemat în baza unei comenzi o firmă de ecarisaj, am ridicat toți câinii maidanezi de aici din curte, care au fost 8 la număr, i-am predat celor care sunt abilitați să facă așa ceva, iar în zilele celelalte, dacă mai apare vreunul, același lucru vom face, de așa natură copiii a tuturor celor care își trimit copiii la școală să fie în siguranță. Vineri 26 august a avut loc premiera cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Evenimentul unul emoționant atât pentru cei care în urmă cu 50 de ani spuneau da la început de drum, dar și pentru rudele acestora care au venit să-i încurajeze. Cum au fost cei 50 de ani? Au fost și mai grei și mai ușor, dar am trecut prin ele. Da? Da, am trecut. N-a fost numai bine. Nu? N-a fost numai bine. Da, am depășit toate momentele ca să fie bine. Să... Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a dat sănătate, înțelegere și ne-am putut accepta unul pe altul și ne-am putut înțelege unul. Că mai fost și așa și așa. Da. Amestecat. Mai cedăm. Când unul e mai nervos, cedează celălalt, că așa e în viață. E o vorbă că care este numai bine, numai bine, îi vine rău după aia. Așa că mai bine combinate așa. Un mesaj pentru generațiile tinere, dacă e să ajungă și ei la vârsta asta frumoasă împreună. Să aibă înțelege, calmitate și... Va ajunge. Să mai lege unul de la altul. Deci când unul e mai nervos, să cedeze celălalt. Am înțeles. Ca să planeze. Ca într-o echipă, da. Aveți emoții? Da. Exact ca la început. Când aveți emoții?
Adică n-am crezut că am să ajung la 50 de ani de căsnicii. Așa, viața care a fost. A fost și bine și mai... Chiar au fost bine în trecut. Dacă vă gândiți așa, ați uitat lucrurile rele, nu? Nu, nu. Dar chiar au fost bine. M-am băcat foarte bine cu soțul meu. Chiar extraordinar. Ca să am un soț... Așa a fost? A fost și greu și ușor? A fost, într-adevăr, și greu și ușor, așa cum spuneți dumneavoastră. Partea mai grea a fost aceea că noi... nu credeam că ajungem aceste timpuri. Nu credeam. Nu credeam. Că, dar totuși, uite, Dumnezeu a fost de partea noastră, ne-a ținut în sănătate, în primul rând. Am avut o minte luminată, adică am fost, cum să spun, cu gânduri pozitive totdeauna. Am zis că dacă este greu, totuși să fim optimiști și realiști. Și realiști în același timp. La evenimentul organizat de către primarul orașului Comănești, Viorel Miron, au mai fost deputatul PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, subprefectul județului Bacău, Narce Jitaru, și viceprimarul orașului Comănești, Adrian Ciobanu. Primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a ținut să-i felicite în mod deosebit pentru modelul de viață pe care îl oferă tinerelor generații, dar a făcut și o scurtă trecere în revistă a principalelor realizări din ultimii ani. Avem noroc că această sală oferă un confort climatic foarte bun. De regulă țineam acest eveniment la Palatul Ghica. Puteam și astăzi să-l organizăm tot la Palatul Ghica, dar condițiile sunt mult mai bune aici. Dacă de fiecare dată ne temeam că Palatul va fi retrocedat, în momentul acesta putem spune că avem Palatul Ghica, a fost retrocedat, l-am răscumpărat, l-am răscumpărat cu bani, nu l-am răscumpărat cu... am dat ceva în loc, în schimb. Și acești bani pe care i-am dat, i-am dat din banii bugetului local. Nu i-am dat din banii mei sau a unor altor investitori. Și acei bani i-am muncit cu toții, cu trudă, ca să avem acest palat. După ce am cumpărat palatul, am făcut documentații și am depus proiecte în vederea obținerii de finanțări pentru a-l renova. Dacă sunt oamenii cu jumătate de cap, poate, sau nici măcar atâta, încep să țipe. A luat palatul, dar degeaba l-a luat. Uitați, nu face nimic la el. Da, nu pot să fac peste unul. Putem bate din palme. Am luat lucru, am luat palatul, am cumpărat comunal service-ul, am luat serele de la care au fost ale comunale de lângă palat, de acolo. Am cumpărat o grămadă de terenuri care au fost retrocedate în vederea și cu scopul de a le reabilita, moderniza și le pune și a le pune în slujba și în obiectivul nostru este ca să le oferim din nou comunității. Facem eforturi ca de fiecare dată și nu stăm pe loc, chiar dacă palatul l-am cumpărat, că puteau să-l cumpere alții, chiar dacă clubul mai l-am cumpărat, puteau să-l cumpere alții, îl avem și avem documentații depuse și este pe lista de finanțare a Companiei Naționale de Investiții. S-a nimerit ca Compania Națională de Investiții să ne financeze cu prioritate o bază sportivă la Vermești, că am fost trecuți și acolo cu o finanțare. Și acea finanțare nu are legătură cu alte proiecte. Dacă refuzăm această bază sportivă, o refuzăm că nu ne trebuie. Nu refuzăm în schimb pentru altceva. Nu facem bază sportivă, dar facem nu știu ce fabrică de confecții. Nu există. Deci noi căutăm să facem tot ceea ce putem face. Și baza sportivă de la Vermești, am... nu știu, poate că a fost o premoniție, nu știu cum să vă spun, când cineva mi-a solicitat retrocedarea terenului de pe câmpul Vermești, din fața Bisericii Vermești, e bine să știe că sunt și cetățeni din Vermești aici, trebuia ca să... pentru că aveau planșe și documentații exact cu acel teren și trebuia să le retrocedez pe amplasamentul pe care l-au avut. Era vorba de o retrocedare
care era făcută în numele familiei Krupinski, și cel care a solicitat această retrocedare se numesc, cei care au, familia care a solicitat această retrocedare se numește Șeptilici. Nu am putut da la pace nici cum cu el. Terenul de pe amplasament și am scăpat cu bucățica aceasta de teren, spunând că voi, că aveam acolo un proiect pe o bază sportivă. Nu aveam nicio finanțare. Dar de ce am solicitat lucrul acesta? Ca să rămână deschisă porțiunea din dreptul bisericii. Pentru că altfel biserica rămânea undeva între case. Și nu mai aveam această imagine de impact asupra mediului de acolo și a zonei. Și iată că peste ani și ani am reușit, am solicitat, ne-am înscris la acest proiect, l-am câștigat cu scopul de a-l face aici pe stadion la noi, această bază sportivă. Și după ce am depus documentația și ne-am înscris, am aflat că acel teren pe care se face această bază sportivă, cu nocturne, cu tribune, cu teren multifuncțional, teren mare, este acreditat și este făcut pentru campionatele FIFA-UEFA. Aici vor avea loc meciuri naționale și internaționale. Dar când am aflat că baza aceasta sportivă are terenul artificial, nu are teren cu iarbă și gazon natural. Și atunci am zis, domnule, cum să fac eu aici? Noi avem terenul de aici al nostru, este extraordinar de bun. Această clădire este construită cu un acoperiș verde. Cel mai mare acoperiș verde din România și din Europa de Est. Păi cum să scot eu gazonul de pe teren când noi am pus iarbă pe casă? Nu dădea bine deloc. Și atunci ne-am dus și am amplasat această bază sportivă la Vermești, care cu timpul veți vedea cât de utilă va fi și ce importanță va avea la noi la Comănești, că toată lumea se va lăuda că a fost la nu știu ce meci internațional și de mare, așa, în loc să uite la televizor, să duce la Vermești. Unde ai văzut meci, mă, la Vermești, mă. În ultima zi a lunii august, în piațeta primăriei orașului Târgocna, a avut loc festivitatea de absolvire a promoției 2022, eveniment marcat și de aniversarea a 25 de ani de la înființarea școlii. În cadrul festivității, elevii școlii au rostit cu emoție și speranță jurământul de credință în fața secretarului de stat al Ministerului Justiției, Bogdan Ilea, a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan Halkin, directorilor de unități penitenciare din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarilor din România, reprezentanților instituțiilor de învățământ liceal și universitar, reprezentanților instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, a reprezentanților autorităților publice locale și a întregii asistențe. A fost prezent și colonel în rezervă Ioan Crefu, primul comandant al școlii care a pus bazele acestei instituții de învățământ la Târgu Ocna. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 1 septembrie, în cea mai mare parte cerul va fi noros, vremea se răcește, maxima zilei urcă până la valori de doar 21 de grade Celsius, sunt posibile averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Vineri 2 septembrie, în cea mai mare parte cerul rămâne noros, vremea se răcește, sunt posibile averse de ploaie pe tot parcursul zilei, maxima zilei nu depășește 15 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.